Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să ne vedem iarăși la un webinar dedicat noutăților juridice și în domeniul de business pentru afaceri. Aș vrea să aduc aminte audienței, atât cât ne conectăm și lumea mai vine alături de noi, că suntem live. Acest webinar este înregistrat. El este transmis pe pagina de Facebook a echipei pentru consultanță în micul business a Beardului. Pentru beneficiul participanților care s-au conectat cu noi prin Zoom, menționez că avem canale de traducere din limba engleză în limba română și limba rusă și din limba română în limba rusă. La fel, participanții prin Zoom vor putea adresa întrebări prin intermediul căsuței de chat sau ridicând mâna și noi invitându-vă ca și, sau dându-vă drept de intervenții, atât video sau doar cu voce. Webinarul de azi este parte din seria de evenimente informative care face parte din proiectul de mentenanță a site-ului ghidulafacerii.ibrd.md, care este un proiect lansat de echipa Dreptul în Tranziție a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Alături de noi, așa cum ați văzut în agenda, este liderul de proiect, Catherine Bridge Zoller, din Londra. Conform agendei, îi va da cuvântul dumneaei, după care vom merge cu viziunea care are Ministrul Economiei pentru următorii ani, pentru că, așa cum știți, a fost o schimbare de conducere la minister. Apoi vom merge cu directora adjunctă a Serviciului Fiscal de Stat, doamna Victoria Belous, după care, conform agendei, vom continua cu doamna Liliana Busuioc, directoarea întreprinderii pentru IMM-uri în Republica Moldova. Și, de asemenea, vom avea intervenții și din partea consultanților locali responsabili de mentenanța și actualizarea website-ului Ghidul Afacerii. Acestea fiind spuse, o să-i dau cuvântul doamnei Catherine Bridge Zoller și vă aduc aminte că puteți folosiți instrumentul de traducere. Catherine, please, you can take the floor. Thank you very much, Dan, and thank you, everyone. It's a pleasure to be able to open today's webinar on behalf of the EBRD. So as Dan may have mentioned, I am part of the EBRD's Legal Transition Program. We are a team of lawyers that are dedicated to helping countries where the EBRD invests, like Moldova, with legal reform and capacity building. And we work closely with our resident offices and also with the EBRD Advice for Small Business program, which I know is very active in Moldova. So small businesses are very much at the heart of the work that we do at EBRD in helping to improve access to finance and also restructuring. And today we are here for a second webinar in our series of legal and regulatory updates for SMEs in Moldova. And this follows up on the last webinar we held in November. And a video of that webinar is available on the resources tab of the website. So I think we've come a long way since the launch of this project 18 months ago. It's very clear to me that there is significant interest in improving information and news flow to SMEs. And I really must thank Glade and Partners Law Firm, BDC, the Economic Council to the Prime Minister, and also the Organization for Development of Entrepreneurship in Moldova, who have helped to co-author and also disseminate the content of the website and to make sure that it covers topics that are important for small businesses in Moldova.
I'd like to thank all of the external presenters at today's webinar. So Mr. Zulianski from the Ministry of Economy, Mrs. Belouche, who is from the State Tax Service, and Mrs. Busui from the SMEs Alliance Moldova, who are here with us today to address small businesses. 2022 was certainly a very challenging and turbulent year for businesses and also for the EBRD, because it's very much affected the regions where we invest and do business. And I think you'll all agree that the war on Ukraine has had a strong impact on neighboring countries, including Moldova, and we very much hope that 2023 will bring an end to the war and some good news. So the topic of today's webinar touches, I think, upon two very important angles for SMEs and for businesses, and that's tax and digitalization. Both of these topics are at the forefront of the EBRD's agenda as well. Tax relief, or tax, was a big theme of the government's response to the COVID-19 pandemic. And I think most of the countries, so about 33 out of 35 economies where we invest, they saw businesses receive some form of tax relief. But of course, it's not just about payment of tax. It's also about the kind of rules that businesses have to follow. And in many jurisdictions, tax rules can be rather burdensome. So we're very pleased to hear about this initiative in Moldova to introduce new tax and custom measures in 2023 that aim to offer certain incentives and also simplify compliance with different customs procedures. So the next theme of today's webinar will be around digitalization, which again, I think during the COVID pandemic really emerged as a force for good. And I think it's interesting to share with you that in a recent international digitization index, so it was published last year, that looked at 100 countries, Moldova came in 72nd place, so it was behind Romania. Romania was in 43rd place, but it was ahead of Ukraine, which ranked in 73rd place. So I think that shows that there are some real opportunities to develop and clare reale de a dezvolta economia digitală a Republicii Moldova. De aceea suntem foarte bucuroși să salutăm strategia 2023-2024 pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Înțelegem că în curând va fi aprobată și lucrează această, sau este o premiză pentru această digitalizare, inclusiv și pe această cale. Moldova investește în digitalizare și în automatizarea proceselor și, cum am spus anterior, un exemplu excelent în acest sens este faptul că declarațiile vamale pot fi depuse în format electronic și, de asemenea, să menționez, înainte de a oferi cuvânt domnului Șuleanski, vorbitorul nostru invitat, faptul că cel de-al doilea buletin informativ, juridic și de reglementare al BERD pentru IMM-uri va fi lansat în următoarele zile și va fi publicat pe site-ul nostru. Vă rugăm frumos să analizați acest buletin, să ne spuneți ce credeți și dacă sunt anumite subiecte pe care să le includem, vom fi bucuroși să o facem. Suntem încântați că Ministerul Economiei poate participa la ședința de astăzi și fără multe alte prelungiri voi oferi acum cuvântul domnului Șuleanski, consilier al Ministrului Economiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bună ziua, eu sper că se aude. Pe mine mă cheamă Vlad Șuleanski, sunt consilierul domnului Alaiba, Ministrul Economiei. Eu, cuvântarea mea, sunt part în două bucăți, să zicem așa, una inspirațională, viziunea noastră per total, per economie și una mai concretă despre lucrurile la care lucrăm acum.
Deci cândva la televizor era așa o publicitate despre un băiețel care vrea să bie tare mult suc și părinții își făceau grijă, dar băiețelul a spus că atâi în alei e atâi de. Eu cred că mulți țin minte această publicitate. E vorba despre și viziunea Ministerului Economiei acum. Deci noi vrem să facem doi pași în spate, să liberezăm cât mai multe lucruri, să fie cât mai puțin stat în relațiile dintre antreprenori, în relațiile cu oaspeții, cu clienții, cu asociații și noi să vedem cu ce putem să-i ajutăm, ce instrumente noi putem să le dăm ca ei să crească, să dezvolte, să iasă în afara țării de produsele noastre, peste hotare, în interior. Pentru că nu știu dacă mulți din voi știu, din participanți, dar unii oameni știu că eu tot personal vin din business real. Eu am avut un restaurant în Chișinău, care l-am gestionat, l-am deschis de la zero la închidere în pandemie, din păcate. Super legal, super curat. Eu am trecut toate 70 de cercuri de birocrație și știu cum e asta când trebuie să pierzi timp. Și noi cu toții știu, cel personal, eu și în cazul dat ministru și ministerul, știu că timpul e cel mai important lucru pentru un antreprenor. Deci cât timp tu stai în rând așteptând un document care după el necesar, el nu lucrează, el nu funcționează, el n-ajută la nimic, dar trebuie să cheltui în an 5, 6, 7, 10, 100 de ore stând în rând pentru așa documente, cu atât mai puțin tu timp petreci pentru afacerea ta. Doamna Caterina a spus un foarte lucru important când în timpul pandemiei 33 din economii care finanțează IBRD au primit ceva ajutor. Noi am fost, cred că, una din economiile cele, cel puțin în sectorul nostru în pandemie, care nu a primit nimic ajutor din partea guvernului, pentru că în oarecare măsură nu se vedea antreprenorul. Eu, în experiența mea și experiența altor antreprenori, întotdeauna a fost văzut ca un, nu știu, un cineva care încearcă să amăgească ceva și să facă bani, ceea ce nu este. Noi cu domnul ministru și ministerul permanent discutăm că noi știm de unde vin banii în economie și noi facem tot posibilul, vrem să facem tot posibilul să unlock the potential. Deci noi simțim că există potențial în Moldova, simțim că există potențial în antreprenorii mici, de la mic la mare și noi vrem să facem maximal posibil să le dăm lor cât mai mult pământ, dacă vreți să crească și să dezvolte afaceri. Asta e partea emoțională și introductivă ca viziunea ministerului. Acum la ce lucrăm noi concret acum în această lună, două luni de când domnul ministru e în funcție? Deci, unul, noi lucrăm la reforma SRL. Joi noi să avem o consultație despre cum să facem așa ca să fie cât mai multă libertate în comunicarea între asociați. Asta o întâmpină și cei care vin peste hotare și vor să investească în Moldova, trebuie să aducă un milion de documente de la apostil până la notariat, până la maică control de la toate instituțiile internaționale și noi vrem să simplificăm asta cât mai asta. Deci pentru noi e foarte important că reforma să fie clară și pentru investitori cu un startup de, nu știu, fintech sau în medicină și până la un om care vrea să-și legalizeze creșterea unor iepuri. Deci, ai deschis legea, te-ai uitat ce trebuie să faci, simpli lucruri, cât mai puțin posibilitate. Majoritatea antreprenorilor foarte bine știu și riscurile care ei își asumă și aici statul trebuie să fie ca un partener, nu ca un să uite de sus. Mai lucrăm acum la raportare. Deci asta e următoarea foarte importantă pentru noi ca minister, cât mai puțin e raportări. Eu țin minte tot din experiența proprie, deci raportarea asta e un lucru care eu trebuie să fiu 100%. Vine data de 25, până pe data de 25 eu trebuie să semnez toate documente, să le aportez. Foarte des eu nici nu știu ce e acolo. Eu știu la sigur că majoritatea antreprenori au același lucru, asta e foarte mult timp. Una din estimări este pentru o companie până la 18 milioane, deci un contabil cheltuie de la o lună la două luni într-un an pentru raportare. Ceea ce este foarte mult pur financiar. În loc să ne ocupăm de creșterea afacerii, noi ne ocupăm cu raportarea. Noi vrem să minimizăm la un raport ideal, dar de să vedem cum e posibil și aici noi avem foarte mulți
parteneri din sectorul privat care ne ajută pe noi să vedem ca să comasăm, să fie foarte simplu, la un click distanță. A treilea lucru, ceea ce eu personal acum m-am implicat, este o lege, cel puțin o teorie sau un cadru legal pentru mici producători. Deci noi avem foarte mulți oameni, foarte multe produse de care noi foarte tare ne mândrim, dar ei nu se află în afara cadrului legal. Deci sunt exemple clare în Europa în care un om care usucă fructe la el într-un mic așa 2x2 și el lucrează legal, el are posibilitatea de a da check fiscal, are posibilitatea de a vinde produsele lui în raza lui de 100 km și el își face, se angajează și el se auto-angajează și angajează. Din păcate, Moldova asta acum nu e posibil și noi încercăm acum să facem un cadru legal ce ține de producătorii mici de la satele în toate regiunile până la export. Și asta e a patra lucru la care acum lucrăm, deci un amendament pentru o posibilitate de a exporta pentru persoane juridice până la 1000 de euro fără a trece procedura de declarare VAMAL, ca să vezi care e marfa. Deci dacă se scoate procedura asta, atunci marfa care costă până la 1000 de euro, iar pe răspunderea personală antreprenorului, atunci ea poate să plece în Europa, foarte simplu. Iar ministerul nu o să uite la greșeli. Greșeli fac toți, greșeli noi aici suntem pentru ca să ajutăm, să îndrumăm, să dezvoltăm, să aducem cât mai multe cunoștințe ca să eliminăm greșeli. Altceva e vorba de fraudă. Frauda asta e intenționat și frauda e trebuie să fie pedepsită conform legii. Deci, dar pentru greșeli noi nu dorim și nu vrem să fim sperietoare asta față de antreprenori, pentru că eu, discutând cu foarte mulți antreprenori acum, ei nici n-au făcut nimic greșit și deja suntem. Și asta noi vrem să eliminăm la maxim. Deci noi vrem ca antreprenorul, businessul mic, mijlociu, mediu și mare să vadă un partener de încredere în guvern, în cazul dat Ministerul Economiei. Cam asta sunt propunerile la care noi acum activ lucrăm. Ele mai sunt și mai multe, doar că eu, dacă sunt într-un detaliu, o să ocup, cred că, vreo 3 ore de discuții despre punct cu punct cum comunicăm noi la minister. Eu îndrum toți antreprenorii care sunt prezenți aici să poată transmit personal la e-mailul meu sau personal mie. Deci eu nu promit că eu ajut fiecare antreprenor personal, dar ministerul sunt în complex. Deci dacă există o problemă care noi putem să rezolvăm pentru toți, noi cu mare plăcere să tragem la ea atenție. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Șulianschi, pentru deschidere și pentru, apropo, mesajul de viziune a Ministerului Economiei. Și mulțumim pentru deschiderea de a primi comentarii. Sperăm că veți fi alături de noi pe parcursul webinarului. Tocmai de asta invit participanții la webinar să folosească instrumentul chatbox sau instrumentul întrebări și răspunsuri, Q&A, pentru a pune întrebări. Noi avem la sfârșitul webinarului rubrica de întrebări-răspunsuri. Trecând, de fapt, în esența acestui webinar, vrem să invităm pe următorul vorbitor, doamna Victoria Belous, care este director adjunct interimar la Serviciul Fiscal de Stat. Dumneaei o să ne explice din perspectiva autorității noutățile introduse prin noua politică fiscală și vamală 2023. Doamna Victoria are o experiență vastă în interacțiuni cu mediul de afaceri, inclusiv noi ca reprezentanța întreprinderilor din calitate de avocat am avut plăcerea de a interacționa și o să fie, sunt sigur, cu o informație foarte valoroasă pe care o să ne ofere doamna Belous. Bună ziua la toți participanții, mersi mult pentru invitația la webinar, noi suntem curioși că avem posibilitatea să discutăm și încercăm până una să dăm curs invitațiilor și dialogului cu întrebările. Eu o să trec direct la subiect. Principalele modificări, cred că cea mai importantă modificare aferent politicii fiscale 2023 este faptul că toți contribuabili pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 trebuie să prezinte dările de seamă în format electronic, în mod electronic,
indiferent de numărul de salariați, deoarece dacă până la finele anului 2022 cei care aveau mai puțin de 5 salariați aveau opțiune de a prezenta pe hârtie, începând cu 1 ianuarie 2023, toate persoanele, toți contribuabili care practică activitate de întreprinzător sau profesional, deja trebuie să prezinte declarația în mod electronic. Totodată, tot începând cu 1 ianuarie, dat fiind faptul că prezintă declarația în mod electronic, se liberalizează și procesul de eliberare a documentelor primare cu regim special. Contribuabilii deja vor putea elibera, vor putea, cum? Și până acum puteau beneficia, dar deja nu se mai procure blanchete de facturi fiscale de la serviciu fiscal, dar vor elibera facturi fiscale pe seria și doar seria și diapazonul eliberat de serviciu fiscal, pe formatul de hârtii care dumnealor au de spun și cu semnele de protecție care dumnealor și le doresc și le stabilesc prin ordine internă. Respectiv, începând cu 1 ianuarie, fiecare este liber să-și stabilească forma la factură, doar elementele sunt prevăzute. Și în acest mod, practic, încercăm să eliminăm procesul de o formare, ca toate operațiunile să fie pe factură fiscală, strict eliberată de la serviciu fiscal. Contribuabilii sunt liberi să-și documenteze operațiunile pe forme cum și le doresc. Un aspect foarte important al politicii fiscale 2023 este faptul că pentru o categorie de contribuabili care doresc să-și reinvestească profitul în activitatea întreprinderii și respectiv care nu achită dividende, vor avea o vacanță la achitarea impozitului pe venit și anume nu vor fi obligați să achite impozitul pe venit la prezentarea dării de seamă, dar vor achita impozit pe venit atunci când vor ridica dividendele pentru profitul pentru perioada 2023-2025. Această măsură este limitată în timp, este doar pentru 3 ani fiscali, 2023-2024-2025 și se aplică pentru contribuabili care nu repartizează dividende sau corespunzător cotelor, chiar dacă contribuabil și-a repartizat, doar va achita impozitul pe venit corespunzător procentul din dividendele repartizate. Aici aș vrea să atrag atenția că legiuitorul pentru a oferi această posibilitate, cu singură condiție a pus contribuabilului, să prezinte în termen dare de seamă fiscală cu privire la impozitul pe venit. O altă prevedere în favoarea mediului de afaceri a fost majorarea cotei sau cuantumului care califică un bun ca mijloc fix de la 6.000 la 12.000 de lei, ceea ce va permite ca pentru bunurile care au o valoare mai mică de 12.000 de lei, cheltuielile să fie reflectate în mod operativ în raport cu perioadele precedente în care se crea mijloc fix și deja se raporta în perioade ulterioare cheltuielile respective. Totodată, pentru contribuabilii mari, s-a pus și criterii de raportare pentru anumite cheltuieli și anume pentru pentru primul an de utilizare a mijlocului fix, permite amortizarea care nu va depăși 50% din costul de intrare a mijlocului fix. În parte ce ține de prevederile la aferente taxe de valoare adăugată, o importantă prevedere care vine să motiveze agenții economici să utilizeze factura fiscală electronică și să elibereze bunuri fiscale prin intermediul echipamentelor de casă și control conectate la sistemul monitorizării electronică a vânzărilor, s-a introdus o posibilitate de a beneficia de restituirea TVA pentru tranzacțiile care sunt efectuate, sunt documentate prin factură fiscală electronică și au bonurile fiscale și contribuabile eliberează bonuri fiscale prin echipamentele de casă și control. Aici procedura este în proces de descriere, deoarece urmează să fie aprobat și actul de implementare prin hotărâri de guvern, care sperăm că în curând va fi elaborat deja și aprobat.
Alt aspect important în parte ce ține de taxa pe valoare adăugată este faptul că a fost eliminată obligativitatea ca pentru importul de servicii contribuabil să achite TVA la buget și corespunzător de regulă să-și mărească suma care o are în debit. Respectiv, astăzi, da, începând cu 1 ianuarie, dacă contribuabil face import de servicii și are debit, are o sumă în debit la taxă pe valoare adăugată, nu va mai trebui să achite suplimentar TVA aferentă importului de servicii, dar va compensa din suma debitului care deja o are. Prin această măsură ne-am propus ca suma respectivă a taxei pe valoare adăugată aferentă impozitului pe venit să fie lăsată în gestiunea mediului de afaceri, dar să nu fie conservată ca TVA achitată la buget. Tot ca măsură de eliminare a birocrației și documentării facturilor fiscale, a fost eliminată obligativitatea de eliminare a facturilor fiscale la compensarea cheltuielilor în raport cu persoanele fizice și respectiv agenții economice vor fi obligați să elibereze la compensarea cheltuielilor doar în raport cu persoanele fizice, doar la solicitare factură fiscală, dar nu în mod obligatoriu în toate cazurile. O măsură pentru crearea unui mediu concurențial și de echitate fiscală a fost introducerea unor reguli anti-abuz prevăzute în articolul 189 prim, aici vreau să fac o mențiune, ele sunt pentru contribuabili care au tranzacții într-o anumită sumă, nu sunt pentru toți contribuabili, respectiv care au tranzacții pe parcursul perioadei fiscale în sumă egală sau mai mare de 5 milioane de lei și cifra respectivă de afaceri depășește 15% din cifra de afaceri aferent perioadei fiscale în care a avut loc. Alte prevederi de asemenea importante, inclusiv și pentru contribuabile care au afaceri în diferite țări și au interacțiuni cu contribuabile interdependențe, este introducerea începând cu 1 ianuarie 2024 a mecanismului prețului de transfer în Republica Moldova. Reiterez, această prevedere va intra în vigoare începând cu anul viitor, respectiv pentru 2023 aceste prevederi nu se aplică. Urmează a fi elaborat și cadrul regulatoriu de implementare pe parcursul acestui an. De asemenea, ca măsuri deja organizatorice și contabile, în parte ce ține de scutirile pentru persoanele salariați, întreprinderea a fost clarificată, scutirile au rămas aceleași similar cu anul 2023, totodată pentru genul de activitate sau pentru salariații care au activat și în regim de impozitare standard și în regim special, de exemplu, taxi, s-a făcut prevederea că dacă persoana activează în regim de impozitare standard, anterior nu avea dreptul, dacă a lucrat sau a primit venit cel puțin un leu pe parcursul anului, nu putea să utilizeze scutirea personală. Acum deja s-a eliminat această neclaritate și persoana care a activat în regim de taxi, ca salariat, ca șofer, dacă își schimbă regimul de impozitare pe parcursul anului, pentru perioada în care a lucrat în regimul general, va putea folosi scutirea personală pentru luna respectivă. S-a modificat regimul de impozitare a nerezidenților. Deja aici detalii vor veni suplimentar prin comunicatele Serviciului Fiscal de Stat. În raport cu persoanele fizice, vreau să spun că practic cele mai esențiale modificări vizează majorarea sumei impozitului pe venit reținut din dobânzi de la 3% la 7%, impozitarea finală a dobânzilor și a creșterii de capital din valori mobiliare de stat cu 12%, s-a micșorat termenul de restituirea impozitului pe venit pentru persoanele fizice, adică
persoana fizică va putea beneficia de restituirea impozitului privind achitat în plus, începând cu data de 1 mai, anterior era 1 iulie sau iunie. O reformă mai esențială s-a făcut pe domeniul de activitate a persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sub formă de patentă, respectiv pe segmentul de comerț, genul de activitate ca comerț. Această activitate sub formă de patentă va fi posibilă până la data de 30 iunie 2023. Ulterior, ne propunem ca toate persoanele care au activat formă de patentă să migreze sub formă organizatorică activitate independentă. Deci nu formă organizatorică, dar e o formă de antreprenoriat înregistrată la serviciu fiscal. Pentru a le face viața mai ușoară la acel gen de contribuabil, noi prin lege se elimină obligativitatea ca ei să prezinte dări de seamă și se pune în sarcina serviciului fiscal ca trimestrial să le înmâni un aviz de plată cu sume care dumnealor urmează să le achite la buget, astfel că obligația dumnealor va fi doar de a se dota cu echipament de caz și control conectat la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, pentru ca bonurile fiscale eliberate în regim online sau cel târziu în 72 de ore să nimerească în sistemul informațional al serviciului fiscal, să avem posibilitatea de a monitoriza vânzările respective și ulterior de a le înainta în nota de plată aferent privind impozitul pe venit, aferent activității desfășurate. Pentru ca persoanele un plus pentru acest gen de activitate a fost faptul dacă dumnealor până acum pentru parcursul unui an fiscal puteau avea vânzări până la 600.000, acum dumnealor li s-a dublat această sumă și pot avea vânzări până la 1.200.000 pe an în această formă de activitate. În principal laconic m-am stăruit principalele modificări. Vreau să spun că pe site-ul serviciului fiscal sunt date deja comunicatele separat pentru fiecare impozit sau taxă. Eu chiar cred că persoanele poate care n-au reușit să facă cunoștință o să le pună în chat link-urile la comunicatele respective pentru ca în detaliu să facă cunoștință, deoarece aferent ele sunt grupate prin impozit și taxe și vor avea posibilitate să le studieze în detaliu. Mulțumim mult, doamna Belous, pentru sumarul noutăților din politica fiscală pe 2023 și vreau să, de fapt, să fac o legătură între ce ați discutat puțin mai devreme cu platforma Ghidul Afacerii, în special pentru audiența de pe Zoom, dar și cei de pe Facebook. Dacă se vrea afla mai mult despre activitatea independentă, noi avem explicat acest concept pe Ghidul Afacerii și de asemenea pe site-ul Serviciului Fiscal există și ghid al contribuabilului începător, eu l-am chiar în fața mea, eu l-am spus, l-am studiat, el este în 2022, unde se explică procedura de tranziții sau ar putea să fi înțeles procedura de tranziții. Doamna Belous, pentru dumneavoastră vreau să vă atrag atenția că sunt câteva întrebări adresate prin platforma Q&A, Questions and Answers. O să vă invit să le vedeți, eventual să le răspundeți. Și mulțumim foarte mult audienței că este activ. Apropo, există și posibilitatea să interveniți la finalul webinarului, chiar cu voce, cu video. Noi, ținându-ne de agenda, o să mergem la următorul invitat de astăzi și am vrut, de fapt, să folosim webinarul ca o platformă pentru a răspândi noutățile bune și lucrurile care s-au dezvoltat pe parcursul anului 2022, iar Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii este unul dintre jucătorii care practic și-au dublat membrii în anul precedent. Tocmai de asta o invităm pe doamna Liliana Busuioc să ne spună mai multe despre beneficiile și misiunea Alianței și cum puteți să faceți parte din ea și care vor fi, sigur, că avantajele.
Bună ziua tuturor! Mulțumesc tare frumos, Dan! Bună ziua, doamnă Zoller, domnule Șulianski, stimați colegi, doamnă Belăus! Dar, în primul rând, bună ziua tuturor antreprenorilor care sunt astăzi alături de noi. Eu văd o cifră foarte impunătoare, 160 de persoane, este impresionant. Asta demonstrează faptul că antreprenorii noștri au nevoie de cunoștințe, au nevoie de cunoștințe la zi, de informație, pentru ca să-și poată să-și desfășoare afacerea cât mai bine. Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii este o asociație patronală fondată în anul 2016 de un grup de antreprenori americani care făceau business în Moldova. Probabil că mulți din voi deja ați auzit despre noi. Cu toate acestea, mie îmi place foarte mult să vorbesc despre ceea ce facem noi, pentru că credem în misiunea noastră. Cu toții ne dorim să contribuim la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai bun în Republica Moldova, pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să se dezvolte și să prospere. Suntem o comunitate de antreprenori care, într-adevăr, în anul 2022, cu toate că a fost un an extrem de provocator, greu, turbulent, incert, este anul în care pentru noi s-a demonstrat că antreprenorii noștri vor să se dezvolte, antreprenorii noștri văd doar calea înainte și nu văd afacerea ca pe un blocaj sau să-și împachetează valizele și să plece. Tot efortul pe care îl depun ei este de a se consolida și de a crește. În anul 2022, asociația noastră a crescut de două ori, de la 40 de membri la 83 de membri și este anul în care noi am devenit comunitatea antreprenorilor optimiști de Moldova. Pentru că noi credem că să faci afaceri în Moldova trebuie să fii foarte optimist și să fii focusat pe partea bună a lucrurilor, să gândești constructiv și să faci tot ceea ce este în zona ta de influență. Noi ca asociație avem trei piloni de bază pe care ne focusăm. În primul rând este dezvoltarea unei comunități de afaceri. Deci astăzi, în data de astăzi, noi avem deja 98 de membri. În luna ianuarie noi am avut 16 cereri de aderare și membrii noștri sunt antreprenori din diferite industrii. Avem producători din industria alimentară, avem horeca, turism, prestatori de diferite tipuri de servicii, retail și producere. Noi dezvoltăm această comunitate unde dezvoltăm cultura organizațională și încurajăm schimbul de experiență, transferul de cunoștințe, dar cel mai important, o comunitate foarte valoroasă, unde fiind antreprenori din diferite industrii, pot lega parteneriate și diferite colaborări. Pentru aceasta, noi facem diferite tipuri de evenimente care sunt dedicate exclusiv membrilor noștri. Pe lângă dezvoltarea acestei comunități și încurajarea culturii asociative și a spiritului de colaborare, noi servim ca o resursă de prim apel și oferim consultanță și suntem suport informațional. În echipa noastră avem patru experți care se focusează pe aspecte fiscale, financiare, acces la finanțare și aspecte legale. Avem un avocat de asemenea în echipă, în așa fel că noi oferim membrilor noștri consultanță și suport atunci când este necesar. Ca să vă dau un exemplu, în luna ianuarie am avut 12 solicitări de consultații de la membrii noștri, majoritatea din ele fiind pe aspectele pe care le-am menționat. În anul 2022 noi am înțeles cât de important este accesul la informație și accesul la informații foarte prompt, rapid, la zi, foarte calitativ și bine structurat. Așa că noi am lansat canalul de Telegram, AI Moldova Business News, unde fiecare zi noi scanăm aproape 60 de resurse care au impact asupra mediului de afaceri. Deci nu ne referim la surse media, deși sunt și câteva surse media imparțiale, în mare parte astea sunt toate organele de stat și agențiile de stat, care sunt direct legate de reglementarea cadrului de afaceri, dar și toate organizațiile care funcționează pe ecosistemul de business, mă refer la toate organizațiile de suport, comunitățile, partenerii de dezvoltare, proiectele, în așa fel că în fiecare zi, de două ori pe zi, dimineața și seara, comunitatea noastră și antreprenorii care sunt abonați la acest canal primesc informații cu privire la noutăți legislative, consultări publice, oportunități de dezvoltare a afacerii, oportunități de finanțare, accesare de granturi, evenimente și orice tipuri de informații de care are caracter economic sau pe parte de business. Pe lângă aceasta, în fiecare săptămână noi emitem un newsletter
unde noi sistematizăm și comprimăm această informație și alegem ceea ce este cel mai important și credem că este necesar pentru ca antreprenorii să cunoască și ar avea un impact direct asupra dezvoltării afacerii. Partea cea mai complicată și mai complexă pe care o facem noi, ceea ce este al treilea pilon, este partea de politici advocacy. Noi suntem direct implicați în dialog cu autoritățile, suntem membri la toate platformele de dialog public-privat și aici mă refer la Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, cu care avem o colaborare foarte constructivă, unde există Consiliul Consultativ a IMM-urilor și unde noi deținem funcția de vicepreședinte, președinte fiind Ministerul Economiei. Suntem membri la Platforma Societății Civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova, Comitetul Consultativ pe lângă Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal, Ministerul Finanțelor și, de asemenea, AIM este prezent în Consiliul de Administrație al ODA. Toate aceste fapte validează prezența noastră pe aceste platforme, dar cel mai important este că noi avem misiunea de a aduce vocea antreprenorilor în toate discuțiile publice unde sunt vizați antreprenorii, mediul de afaceri și în special întreprinderile mici și mijlocii. Noi credem că nimic nu poate fi discutat despre noi fără noi. Și noi credem în schimbarea de jos în sus și credem că orice politică care trebuie să fie realizată, ea trebuie să implice antreprenorii pentru că ei sunt beneficiarii finali. Și nicio politică nu poate avea succes dacă nu este din start implicată vocea antreprenorilor. Și aici vreau să aduc un exemplu despre care a menționat și Vlad Șulianski, a menționat despre mici producători, un program de stat la care se lucrează acum și să vă dau doar un exemplu cum în anul 2022 AIM a făcut un studiu aprofundat asupra micilor producători, după care noi am făcut un șir de evenimente și de consultanță pe acest subiect, ca eventual aceasta să se transforme într-un program de stat. Deci în anul 2023 până în vară, ODA planifică să fie elaborat deja un program de stat care vrea susține expres micii producători, pentru că necesitățile și nevoile lor nu erau vizate nicăieri direct. Și am marea onoare și plăcerea să spun că noi, cu două săptămâni în urmă, am participat la prima întâlnire, unde am adus membrii noștri care sunt producători mici și am făcut o discuție inițială cu dezvoltatorii programului în ceea ce privește cine sunt micii producători, care sunt nevoile lor, ce tip de suport este nevoie pentru ca ei să se dezvolte și tot așa. În fiecare an noi elaborăm o agendă legislativă care sistematizează toate provocările cu care se confruntă antreprenorii și pe această cale vreau să vin cu un apel către toți antreprenorii care sunt prezenți astăzi aici și să vă informez din numele asociației că a fost prezentat public cu două săptămâni în urmă planul de acțiune a Guvernului pentru anul 2023. În special mă refer la planul Ministerului Economiei, unde sunt vizate mai multe acțiuni pentru facilitarea mediului de afaceri pentru IMM-uri. Și aici o să merg deja foarte specific, cel puțin la câteva din ele. În primul rând, revizuirea cadrului normativ cu privire la abuzurile organelor de forță în timpul controalelor. Monitorizarea legii cu privire la activitatea de antreprenoriat și revizuirea nomenclatorului de acte permisive. Și aici mă refer la toate adeverințele, extrasele, certificate, duplicate, care sunt solicitate de autorități. Vor fi simplificate sarcinile tehnice pentru producătorii din procesarea fructelor și legumelor. Vor fi simplificate sarcinile tehnice pentru toate unitățile de cazare și aici mă refer la turismul rural. Și mai mult decât atât, vor fi dezvoltate programe noi de la ODA pentru turismul rural, pentru micii producători, pentru femeile în afaceri și pe această cale vreau să vin cu apel către toți antreprenorii care au afaceri în aceste domenii să urmărească ceea ce se întâmplă, să urmărească canalele noastre de comunicare și să fie foarte participativ și proactiv în implicarea la aceste discuții, pentru ca să ne asigurăm că faii de parcurs pe care și direcția pe care a luat-o Ministerul de Economie de a dereglementa și de a îmbunătăți și de a ușura tot ceea ce privește cadrul de reglementare pentru IMM-uri să fie unul eficace și să aibă un impact.
Mulțumim mult, doamna Busuioc, pentru prezentare, inclusiv pentru invitația către audiență să participe și să fie activi. Ce vreau eu, poate iarăși să fac o analogie activității AIM cu platforma Ghidul Afacerii, este că deci atât pe platforma AIM audiența poate beneficia de consultanță din partea avocatului AIM, cât și pe platforma Ghidul Afacerii puteți de fapt beneficia de consultanța unui birou, să spunem așa, de avocați, Gradei și Partenerii. Noi suntem mereu cu mâna pe puls și actualizăm informația de pe Ghidul Afacerii. Este impresionantă activitatea AIM-ului. Tocmai de asta ne vom gândi pe viitor cum să intersectăm poate domeniile de acțiune, pentru că se vrea, și cum spunea și domnul Șulianski, se vrea descuierea potențialului antreprenorial în Republica Moldova. Și sunt foarte bucuros că avem și persoane care vor să intervină, pentru că noi nu ținem neapărat să mergem de program, dar vrem să facem un eveniment foarte util și practic pentru întreprinderi. Dacă Geo Lupașcu, care a pus întrebări, vrea să intervină, Geo, o să te rog mult să o faci. Noi ți-am dat drept de intervenții, doar trebuie să pornești microfonul și să adresezi întrebarea. Mulțumesc, eu de fapt am scris în chat ține de politica fiscală de stimulare a importurilor de soluții solare, fiind nevoie de resurse de energetică, și Ministerul Infrastructurii iniția prin noiembrie această inițiativă de scoatere a TVA-ului, dar cumva nu prea este în vizor. Planurile Ministerului Infrastructurii fiind până la politica nouă fiscală să fie scutite de TVA panourile solare când era criza. Acum, cumva, întrebarea a dispărut de pe subiect. Și vreau să mă confirm de la FISC dacă asta a fost sau nu scos, ca să ridicăm întrebarea mai departe. Mulțumesc. Doamna Belouz, dacă aveți informații la moment să răspundeți, vă rog. Acum mă concretizez cu colegii, pentru că nu vă duc în eroare, deoarece este un detaliu din lege și revin pe parcurs. Da. Cu răspunsul întrebarea respectivă. Da, sigur. Geo, dacă mai era ceva care vrei să menționez, te rog, dacă... A doua întrebare era, domnul Șulianski, o răspuns la dânsa și ar fi foarte benefică. Deci, întrebarea consta, ca să fie la curent și restul colegilor antreprenori, pentru activitatea antreprenorială pe cont propriu, se planifică să nu fie jurnale de caz, un aparat de caz simplu care automat... la FISC raportează. Asta e super fain. Dar noi care ne-am deschis întreprinderi, ca să întreprinderi oficiale, SRL-uri, am trecut prin toată povara asta, am vrea și noi despre, să avem beneficiile astea. Pentru noi tot e o povară, formalitățile astea. Din fericire, domnul Șulianski a spus că se lucrează la asta, sunt rezistență, așa că noi avem de creat presiune din partea societății civile, antreprenorilor, să solicităm simplificările astea. Da, dacă poate eu să răspund, deci la sigur eu foarte bine îmi imaginez documentul este așa de gros, cu toate rapoartele care se roade și efectiv asta e dintr-un document, scrie în alt document, același lucru care ocupă de la 10 la 15 minute pe zi și dacă mulțim asta la ore, asta sunt foarte mulți timp erosit. Deci, Geo, noi încercăm să scoatem acest document pentru că el e lucru dublu, asta eu, noi acceptăm chestia asta, eu foarte tare încerc să duc asta aici la colegi și peste toate ministerile, pentru că într-o oarecă am menționat, asta e un document primar, dar în realitate documentul primar asta totuși e memoria fiscală în toate aparatele fiscale care acum, deci dacă vrei să iei de acolo, iei acolo. Cel puțin să liberalizăm modul în care tu le păstrezi. Vrei electronic, nu vrei electronic, cum vrei. Important să fie cât mai puțin, pentru că eu țin minte oroarea asta că eu seara trecută n-am reușit să le pun dintr-un foiț în caiet
și trebuie să fug repede la 7 dimineața să le îndeplinez. Deci noi lucrăm la chestia asta, este un pic de rezistență, dar noi cred că o să trecem cu ea. În afară de povara de timp care este, noi recent, prin noiembrie, am avut un control fiscal neplanificat. Evident că am încasat o amendă bunișoară și jurnalul de casă e unul dintre elementele care sunt foarte migalos verificate de către inspectori în căutarea erorilor sau la stimularea erorilor. Deci, cât mai multă automatizare, cu cât mai ține motive de cazuri de presiune și de corupere. Este foarte benefică împărțirea asta de experiență. Joe, mă mulțumim tare mult. Aș îndemna colegii, de fapt audiența, pentru că mai avem 2 minute și noi ne ținem de program, mai avem 2 minute libere și mai avem 2 mâini. Aș invita, deci avem 2 participanți, Glav Buch, probabil e glavnei buhalter, și dacă, adică contabil în principal, și dacă întrebarea este în limba rusă, nicio problemă, noi avem instrument de traducere, vă rog foarte mult, puteți să interveniți. Asta în cazul în care mâna era ridicată cu intenție. Deci noi v-am dat drepturi de a interveni. Și mai este o participantă, Ludmila. Vă rog, bun, și să mai ridică mâini, dar n-aș vrea foarte mult să ne ducem de pe agenda, să ne departăm de la agenda, pentru că mai avem și 2 alte intervenții, dar la sfârșit revenim la întrebări-răspunsuri. Ludmila, vă rog, dacă puteți concis dumneavoastră să interveniți. Bună ziua! Da, bună ziua, vă auzim. Da, vă auzim. Deci, bună ziua, mă numesc Ludmila. De fapt, noi facem parte din sectorul și domeniul agricultură. Am adresat întrebarea în chat, doar că vreau să fac o concretizare domnului Șulianski. Oricum, ulterior, voi reveni și într-un email mai detailat. Probabil că această întrebare va fi poziționată în lucru în timp apropiat. Doar că despre ce este vorba? Urmează, acum este în lucru legea gospodăriilor țărănești și, precum cunoaștem noi, în sectorul agricol, în mare parte, a fost o mulțime de mii de gospodării țărănești care sunt inactive și urmează a fi, în baza legii care va fi aprobată, să urmeze să fie radiate, doar că foarte mulți fermieri care, având o formă organizatorică juridică ca gospodării țărănești, deja sunt și plătitori de TVA și dețin o bază de clienți foarte mare și având un istoric bun și la creditări, patrimoniu și tot restul. Deci cum vede dumnealui și că noi vom veni și prin intermediul Ministerului Agriculturii cu această trecere sau pentru a fi să treacă la reorganizarea forme juridice în SRL-uri, de exemplu, fără a fi lichidate sau poate trece tot patrimoniul și toată baza de date pe proprietar ca fondator, persoană fizică, ca ulterior să inițieze iarăși un SRL nou, numindu-l startup și începând de la o etapă prea inițială și începătoare. Așa metodă sau procedură ar urma, ar avea loc sau viziunea Ministerului Economiei, cum este și cum ne putem implica, oricum vom veni cu un demers și prin intermediul Ministerului Agriculturii, dar dumnealui acum cum vede treaba asta și dacă gospodările țărănești se vor regăsi activi să se reorganizeze mult mai simplu și nu atâta birocrație să fie în etapa de reorganizare într-un SRL, de exemplu. Vă mulțumesc! Eu scurt răspund. Deci, doamna Ludmila, cum v-am scris, eu nu am acum răspuns la întrebarea asta, deci trebuie să mă documentez un pic. Eu presupun că noi avem nevoie de radiere, pentru că sunt foarte multe
companii care nu există și noi atunci nu putem să vedem care e situația în sector. Trimiteți-mi un e-mail, vă rog frumos, și eu o să încerc să aflu care informația. Eu, pur logic, ar fi așa, chiar dacă gospodării țărnească trece în SRL, tot una informația asta rămâne, e trebuie să fie, pentru că s-a activat mulți ani de zile, dar trebuie să discutăm cum asta ar fi procedura. Trimiteți un e-mail, cum am posibilitatea, vă răspund în cel mai scurt timp. No, pentru noi e foarte important ca toată istoria asta să nu se piardă, pentru că normal că omul nu e startup. Chiar dacă el își deschide în SRL, el deja are mulți, mulți, mulți ani de activare și tot asta e un lucru foarte important care trebuie să fie păstrat. Mulțumim mult și pentru întrebări și pentru răspunsuri. Iana, cu permisiunea ta, pentru că ești următorul vorbitor, mai avem o mână ridicată din partea doamnei Cristina Grădinar, cu rugămintea să fie intervenția cât se poate precisă. Vă rog să interveniți, doamna Grădinar. V-am dat drepturi de acces, deci doar să deblocați microfonul. Bună ziua! Bună ziua, vă auzim. Da, am o întrebare vis-a-vis discutire personală aferentă persoanelor angajate în IT Park, anume în cazul în care, da, modificările fie efectuate, că o să fie proporțional repartizat pe perioada cât a activat în domeniul cu impozitare standardă. În cazul în care persoana fizică înstrăinează un bun, respectiv are creștere de capital, prezintă declarația, cum o să se aplice aici scutirea? Integral sau totuși proporțional pe luni? Adică, anume, cum se aplică scutirea în cazul descris anterior? Aceasta și este întrebarea. Dacă persoana a obținut în toate lunile venituri din regimul special de impozitare, nu va avea dreptul la scutire. În cazul în care, de exemplu, în compania IT a lucrat doar 2 luni, pentru 10 luni, și a încasat venituri în 2 luni, pentru 10 luni va avea dreptul la proporțional la scutire personală. Am înțeles. Mersi. Principiul care pentru tații și pentru IT este că se exclud din calcul lunile unde dumnealui a încasat venituri. Unde nu, se împarte scutirea personală la 12 și pentru lunile unde nu are venituri încasate, poate să fie proporțional scutirea personală. Mersi. Mulțumim mult și pentru oportunitatea de a trece la următorul vorbitor. Deci, doar o mică paranteză. Pe platforma, cum spuneam, lansată cu ajutorul Bierdului, a fost nu de mult o altă inițiativă de susținere a întreprinderilor și a cetățenilor ucraineni care își loc afacerea în Republica Moldova. În legătură cu asta am primit mult feedback în ceea ce ține de webinarul sau informația care am livrat-o pe domeniul raportării financiare, contribuțiilor fiscale și contribuțiilor sociale și medicale. Tocmai de asta, alături de colegii noștri de la BDC, am decis ca și în acest webinar să livrăm informații practice. Alături de noi este Iana Chiaburu, care o să ne vorbească parcursul a 20-25 minute despre detaliile în acest domeniu și după asta intervine colega mea Natalia Sirețeanu cu modificările pe domeniul digital. Avem o lege nouă și informația este foarte interesantă și acolo. Iana, te rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Dan, pentru permisiune. Deci, eu sper că mă aud bine. Deci, am nevoie totodată și de permisiunea ca să fac o mică prezentare de ecran. Eu sper că ea se vede la toți. Da, se vede, deci, se vede bine. Poți face și ecran full, ecran de plin chiar. Așa. Sper că e bine acum. Deci, cum au spus și ceilalți speakeri, în special cum doamna Veronica și Vlad au spus, noi
din partea antreprenorilor, am văzut o neclaritate sau o problemă la capitolul raportare financiară online, în special atunci când a apărut modificările la codul fiscal și au fost toate aceste modificări fiscale apărute la început de an. Părerile antreprenorilor s-au împărțit de fapt în două, ce ține de raportarea doar pe în regim online a tuturor dărilor de seamă. Noi ca contabili și antreprenori deja acest lucru l-am apreciat pozitiv, pe când din partea antreprenorilor care au o activitate mai mică, da, încă acest lucru nu a fost înțeles în deplinul sens al cuvântului și ei nu au reușit să vadă atât de bine sau nu au simțit pe propria piele încă aceste modificări și cum acestea o să le ușureze munca. Sperăm că acest lucru să se vadă în viitor. Dar, așa cum s-a spus, începând cu ianuarie 2023, antreprenorii sunt puși în situația, da, sau deja au oportunitatea de a prezenta toate dările de seamă în regim online. Cum se face acest lucru? Deci, din practică, vreau mai mult să prezint, anume ne conectăm în ghișeul unic de raportare electronică pe site-ul Serviciului Fiscal, unde avem șansa sau avem posibilitatea să ne autentificăm. La autentificare ni se cere ca fie avem o semnătură electronică sau suntem logați cu un nume de utilizator și o parolă pe site-ul Serviciului Fiscal. Atunci când noi... Iana, doar un moment, pentru că am impresia că ai mers mai departe cu prezentarea, dar noi nu vedem următorul slide. Deci dacă nu ești la 1, ca să vedem și... Da, super, perfect. Ok, mulțumesc. Deci, după ce ne-am autentificat, am indicat login-ul și parola, cum cunoaștem cu toții, da? Alegem tipul de persoană, fie că suntem persoană fizică sau persoană juridică. Alegem compania pe care o prezentăm sau o reprezentăm sau numele căruia dorim să depunem dările de seamă. De ce anume este nevoie sau putem să alegem și compania? Toți știm că suntem fondatori de multe ori sau avem activități în cadrul mai multor companii, fie ca contabil, fie că ca fondator sau antreprenor. După care alegem funcția, da? Că atunci când semnăm, semnăm cu două semnături, da? Partea administratorului sau fondatorului, care este de cele mai multe ori aceeași persoană, și în numele contabilului, care de obicei pregătește aceste dări de seamă. După care, la logarea și selectarea companiei pentru care dorim să depunem aceste dări de seamă, ne apare fereastra unde putem deja să trecem propriu zis la încărcarea acestor declarații electronice. După care alegem sau selectăm declarații și alegem iconița, da, declarație nouă. Declarațiile pe care noi sau rapoartele pe care noi trebuie să le prezentăm, ele sunt de mai multe tipuri și aici pot fi prezentate rapoartele către toate instituțiile statului, inclusiv Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal, Casa Națională de Asigurare Medicină și Compania Națională de Asigurări Sociale. Deci atunci când, după ce ne-am logat pe pagina Serviciului Fiscal, ni se deschide o fereastră nouă în care ni se propune toate tipurile de declarații pe care noi trebuie să le completăm.
Și aici avem două formule, da? Fie că noi le încărcăm, dacă le-am pregătit deja într-un format sau le-am descărcat din programele contabile, sau avem posibilitatea să le completăm direct în formularul care ne este disponibil pe pagina serviciului fiscal. Pașii pe care, de fapt, noi trebuie să-i parcurgem sunt următorii. În primul rând, pregătim raportul pe care noi trebuie să-l prezentăm, după care îl încărcăm sau îl completăm pe pagina serviciului fiscal. Alegem semnătura sau modalitatea prin care dorim să semnăm acest document și transmitem către organe deja acest document prin butonul transmite. Întotdeauna trebuie să fim atenți pentru că de cele mai multe ori avem impresia că dacă am completat darea de seamă da, sau pe pagina serviciului fiscal, acesta automat va fi transmisă. Nu, este important ca după completare să apăsăm și butonul transmite al acestei dări de seamă. Pentru că pe pagină dările de seamă sau rapoartele se completează, se păstrează, putem interveni pe parcurs, operăm careva modificări la acestea. Și deja să, după ce le-am modificat sau le-am completat în totalitate, putem să le semnăm și transmitem mai departe. Ce am observat da, din lucru cu raportarea online este faptul că trebuie să ținem cont că de datele când se prezintă toate aceste rapoarte și acest lucru putem să-l verificăm pe pagina serviciului fiscal în care este reprezentat toate termenii de prezentare a tuturor dărilor de seamă. Totodată, recomandarea mea ca din practică este că atunci când avem de prezentat o dare de seamă, să nu lăsăm pentru ultima zi când ea trebuie prezentată, pentru că chiar dacă facem aceste lucruri online și nu trebuie să ne deplasăm, ceea ce este și un plus foarte mare și economiile astea de timp pe care le avem, în ultima zi acest browser da, sau pagina serviciului fiscal de stat este supraaglomerată. Și din acest motiv, da, mulți pot să nu reușească să semneze, să transmită aceste dări de seamă. Ele pot transmite a doua zi sau să fie primite. Și este bine ca tot acest proces, chiar dacă avem posibilitatea să le pregătim din timp și să nu așteptăm ultima zi când este termenul limită de prezentare a acestor dări de seamă. Acesta este minusul da, pe care l-am văzut până când la prezentarea online a rapoartelor financiare, pentru că avem de-a face da, cu sistemele de operare care sunt supraaglomerate și din acest motiv este bine să le prezentăm din timp. Totodată aș vrea să mă refer și la faptul că antreprenorii, pe lângă faptul că se ocupă de dezvoltarea afacerilor, au și aceste trei funcții importante ce ține de raportarea financiară și anume calcularea impozitelor și taxelor, raportarea acestora completând aceste declarații, fiind ele fie că lunare, fie anuale sau în momentul în care a avut loc o anumită operațiune și, nu în ultimul rând, achitarea acestor plăți aferente bugetului național de stat. Și atunci când ține, în special am vrut să mă refer la contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări în medicină, așa cum bine știm la
1 ianuarie au avut loc sau au intrat în vigoare și noi modificări ce ține și de contribuțiile de asigurare medicală și asigurare socială. Așa că începând cu 1 ianuarie 2023, contribuțiile de asigurări sociale pentru persoanele fizice fiind de 14.700 de lei anual deja, iar primele de asigurare medicală fiind de 12.636 de lei anual. În cazul în care persoanele au procurat din timp polița de asigurare medicală sau mai târziu au fost angajați în câmpul muncii, ei pot să depună cereri la Casa Națională de Asigurare Medicină și să primească diferența asta sau recalculul înapoi pentru prima de asigurare medicală achitată. Pe când la persoanele juridice, așa cum a fost stabilit din 1 ianuarie 2021, deja povara achitării contribuțiilor medicale sunt pe partea angajaților, pe când angajatorul este cel care trebuie să calculeze și să achite contribuții de asigurări sociale, rămânând acești de 24%. Apare foarte des întrebarea din partea atât și angajaților cât și angajatorilor ce ține de calculele. Cum aceste calcule se fac? Cum aceste calcule se rețin din salariile noastre? De ce eu am calculat într-un mod și am primit o altă sumă, de fapt, salariul net la mână? Iată, de cele mai multe ori noi le recomandăm tuturor ca pentru a putea, putea face un calcul ce ține de salariu sau să verifice dacă au primit salariu corect, poți să utilizezi site-ul salarii.md unde ei pot face un calcul completând toate datele lor și să verifice dacă această sumă a fost totodată calculată și virată corect. Toate aceste informații și ce ține de raportarea financiară pot fi găsite pe pagina Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurare Medicină și deja, cum am spus, acest calculator de salarii. Mulțumesc mult, Dan. Cam atât am avut a spune eu astăzi. Dacă mai sunt careva întrebări, cu drag. Sigur, mulțumim mult, Iana, de asemenea. Și eu sunt recunoscător. Văd două mâini ridicate și pentru, iarăși, în același stil de a crea un eveniment interactiv, Natalia, cu permisiunea ta, o să le dăm posibilitatea Marianei Cancer și Valentinei, în ordinea care tocmai am spus-o, să adreseze întrebări sau comentarii. Înțeleg că Mariana a fost din greșeală mâna ridicată. Valentina, dacă dumneavoastră vreți să interveniți, o puteți să face. Sau la Mariana a reapărut întrebarea. Acum se aude? Da, se aude bine. O claritate foarte mare acum este cu întreprinderile individuale și cu gățăurile, gospodăriile țărănești, deci acei fondatori la acest tip de întreprindere, care este și pensionar sau cu grad de invaliditate, se achită prima medicală din 2023. Foarte multe discuții și neclaritate mare. Iana, dacă poți tu să răspunzi la întrebarea asta, dacă nu am putea să o luăm ca și temă pentru acasă. Trebuie să conectez microfonul.
Cer scuze. Cred că cel mai corect ar fi ca să mergeți cu o scrisoare directă către Casa Națională în care ei să vă răspundă exact la această întrebare și în caz că nu sunteți de acord, da, deja o să aveți argumentativ de ce nu sau de ce da, da? Adică ei o să vină cu trimitere sau la lege, dacă s-ar permite sau dacă nu. Nu, dar întrebarea nu este dacă s-ar permite, întrebarea este dacă conform legii noi, care este stipulată, eu acum nu țin minte repejor legea, dar este stipulat că tot fondatorii întreprinderi duale și gospodările țărănești care sunt, și sunt pensionari sau cu grad de medalitate trebuie să achit prima medicală din 01.01.2023. Atât noi aceasta vrem să clarificăm. Probabil ar fi bine, dacă, Marian, dacă puteți să fii mai specific cu privire la lege, pentru că eu înțeleg despre, cam despre ce merge vorba, dar acum pe loc nu aș putea răspunde. Sau putem să o luăm iarăși ca temă pentru acasă și să interacționăm după webinar. Sau prin intermediul, cum am spus, Q&A. Da, legea 1593 din 2002, articolul 23. Articolul este publicat la 30 decembrie 2022 în partea 1 a monitorului oficial și unde este articolul 11, da? Și apoi mai este aici aliniat 4. Și aici, dacă citim toate astea, de aici reiese că nu, dar astăzi, dacă am intrat la, pe site la CNAM, acolo este scris clar că da și noi totuși nu înțelegem, adică este o foarte mare discuție la tema dat și noi nu înțelegem. Cine poate să facă claritate? De asta și v-am spus că să reveniți cu, o să veniți la ei cu o scrisoare și ei să vă confirme prin scrisoare că da, trebuie de achitat și pe urmă puteți, iată, dumneavoastră să veniți cu argumente că, iată, în monitorul oficial deja este publicat și de ce nu trebuie această... Am înțeles, care mai ușor o să rezolvați întrebarea. Am înțeles. Bine, mulțumesc. Mariana, eu acum mă uit și eu pe întrebarea asta și revin prin intermediul... Pare foarte mare întrebare. Da, revin pe intermediul iar Q&A. Mai avem Valentina și doamna Nița. Tatiana, vă rog. Bună ziua, spuneți, vă rog, dar noi care am dat pe suport de hârtie dările de seamă, cum am putea obține semnătura mai rapid și mai ieftin? Prin ce metode? Deci, cei care au prezentat dările de seamă, apropo, dările de seamă, deja pentru anul 2023 nu se vor mai prezenta pe suport de hârtie. În cazul în care avem de prezentat pentru anii precedenți, cei ce noi nu am prezentat, se permite sau se acceptă aceste și pe suport de hârtie. Ce ține de semnătura electronică, se obține foarte rapid completând un formular pe pagina Eu pot să ajut pe doamna Iana și să confirm, sunt câteva posibilități de obținere semnătura electronică. Cel mai rapid, cred că și fără programare la operatorii telefonii mobilă, Orange și cel cu prezentarea buletinului. Doi la mână, puteți să obțineți semnătura electronică de la Centrul Tehnologiei Informaționale și Finanță, CTIF, Constantin Tanase 6. De asemenea, poate fi obținut semnătura electronică și de la Agenția de Servicii Publice. De asemenea, semnătura electronică poate fi obținută de la Centrul de la Serviciul Tehnologiei Informaționale, Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, SIS. Eu pot spun chiar în chat, încă o dată să reiterez denumirea operatorilor, și telefoanele de contact, eu nu știu, domnul Dan, dar văd toți participanții. Dar sunt 5 operatori.
Ce ține de semnătura electronică, un moment, da? Trebuie să ne asigurăm din timp, atunci când luăm la operatorii de telefonie mobilă, ei ne dau un anumit număr de semnături disponibil. Dar dacă avem un volum mai mare de semnături, este bine să facem la SISC sau aici 31 august, centrul de, nu rețin numai decât Serviciul de Tehnologie, Informație și Securitate Cibernetică. Și numai, avem aici această semnătură, se face pe un an, doi sau trei, și avem număr nelimitat al acestei semnături. Cu referire la deci doamna Belou s-a transmis sursele în chat-ul webinarului. Eu din ce înțeleg, dar o să rog să-mi confirme participanții, pentru că iarăși este mereu dificultate cu uneori cu schimbările de politică la prestatorii la Zoom, de exemplu. Dacă vedeți aceste comentarii, pentru că dacă nu le vedeți, eu am să revin, sau noi o să revenim cu e-mail după ce terminăm webinarul cu toate aceste informații, că doamna Belou s-a transmis niște inclusiv comunicatea SFS-ului foarte importante. Deci orice modalitate de a confirma că vedeți sau nu informația, vă rog. Dacă nu, noi să revenim prin e-mail. Și foarte mai vrea doamna Niță să intervină, dacă nu greșesc. Dar dacă nu, oricum este posibilitatea și un pic mai încolo, doamna Niță, să interveniți, pentru că văd că deja ați dat mâna în jos și colegii mei nu pot să vă identifice și să vă dea drepturi de intervenții. Vă rog să țineți mâna ridicată, dar trecând foarte fluid, apropo, la semnătura electronică și modificările recente, o invit pe colega mea, Natalia, care a pregătit la fel foarte politicos o prezentare cu noutăți. Natalia, te rog să preiai cuvântul și ai și drepturile de acces. Bună ziua, stimată audiență, stimați antreprenori, mă aud bine. Deci eu mă bucur că chiar am avut ultima întrebare referitor la semnătura electronică și cumva intervenția mea este la punct. Deci eu o să partajez ecranul pentru a spori interactivitatea. Moment. Se vede? Încă nu, Natalia. La moment? Nici acum. Cred că sunt careva probleme tehnice. Eu o să vorbesc și cred că pe parcurs le clarificăm. Am putea să dăm cuvânt într timp, poate până ce se clarifică dificultatea asta, pentru că ar fi bine să fie și prezentarea atâta timp cât este pregătită. Poate rugăm pe Adrian, dacă este posibil, să ajutăm pe Natalia cu partea tehnică între timp. Și dacă, doamna Niță, doriți să interveniți cu voce, vă rog, o puteți face. Între timp o să... Aha, nu se vede, am înțeles. Deci, cu referire la link-urile, la comunicatele de presă și informația transmisă de doamna Belous, se vede că este o schimbare de politică la platforma Zoom, deci platforma de webinare pe care acum suntem. Înainte era posibil comunicarea cu toți, cu tot grupul. Acum comunicăm doar noi între paneliști. Deci neapărat am să transmitem după acest webinar informația cu comunicatele transmise doamna Belous, inclusiv cu sursele unde se poate obține semnătură electronică. Acum, Natalia, se vede foarte bine
prezentarea ta, deci ai putea deja să intervii. Microfonul poți să-l pornești? Așa, acum sper că se vede bine. Da, da. Deci, după cum spuneam, mă bucur că atât intervențiile din partea domnului Șuleanski, cât și din partea doamnei Victoria Belouz ne-a confirmat că statul are intenția și intervine așa cu pași destul de ferme în promovarea interacțiunii non-birocratice și cât mai electronice dintre sectorul mediului de afaceri și între autoritățile publice în special. Deci, în acest sens, menționez că recent, și anume la 10 decembrie 2022, a intrat în vigoare noua lege cu privire la identificare electronică și serviciile de încredere, numărul 124, legea veche cu privire la semnătura electronică și documentul electronic fiind abrogată. Așa. Deci, după cum spuneam, data intrării în vigoare este 10 decembrie 2022. Aceasta are ca scop transpunerea directă a normelor și legislației Uniunii Europene cu privire la identificare electronică și serviciile de încredere pentru tranzacții electronice. Menționez că a fost exclusă semnătura electronică simplă, astfel de la 10 decembrie 2022. Avem în vigoare următoarele instituții noi introduse prin această lege, și anume identificare electronică, sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, certificatele de securitate pentru pagini web, despre care vom vorbi în detaliu mai departe. Deci, ce reprezintă sigiliul electronic? Acesta permite aplicarea pe documentele electronice de către persoanele juridice a semnăturii electronice. Deci, care ar fi diferența? Sigiliul electronic ne permite să identificăm o persoană juridică de sine stătător. Deci, dacă până acum semnăturile electronice eliberate pentru persoanele juridice se eliberau pentru o persoană fizică bine identificată, de exemplu, un angajat al acestei persoane juridice sau, cum de cele mai deseori se practica, era sau administratorul sau contabilul șef care aplica această semnătură electronică, însă inconveniențele veneau la moment când salariatul cu dreptul de semnătură sau era concediat sau administratorul era înlocuit și respectiv persoana juridică trebuia să-și facă o nouă semnătură electronică pentru persoana nou împuternicită. Deci sigiliul electronic ne permite următoarele avantaje, că indiferent de comasarea sau comutarea salariaților, sigiliul electronic rămâne intact și permite identificarea persoanei juridice de sine stătător. De asemenea, avem introdusă instituția cu privire la serviciul de distribuție electronică înregistrată, care reprezintă un serviciu ce permite transmiterea datelor între părți terțe prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la gestiunea datelor transmise între acestea, inclusiv dovezi privind transmiterea și recepționarea efectivă a datelor. Totodată, serviciul DAT este menit să protejeze datele transmise împotriva riscurilor, cum ar fi pierderea, furtul, deteriorarea sau orice modificare neautorizată din partea terților. Următoarele instituții sunt serviciul de autentificare a paginilor web, care ar permite autentificarea conținutului unei pagini web și ar face legătura între conținutul electronic și persoana fizică sau juridică, care i s-a emis certificatul. Această instituție anterior era împuternicită doar notarilor care puteau să certifice conținutul anumitor pagini web și să confirme că la o anumită dată, la o anumită perioadă de timp, conținutul electronic corespundea cu faptele certificate de aceștia, respectiv serviciul de autentificare a paginilor web ne va permite să nu apelăm de fiecare dată la notar, dar să facem această autentificare de sine stătător fără a suporta anumite costuri sau pierderi de timp și de cele mai deseori a cheltuielilor financiare. De asemenea, a fost modificată noțiunea cu privire la documentul electronic, dat fiind faptul că a fost exclusă noțiunea cu privire la semnătura electronică simplă
și anume din 10 decembrie 2022, documentul electronic reprezintă un conținut în formă electronică, în special sub formă de text sau de înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală, căruia a fost aplicată semnătura electronică sau sigiliul electronic necalificat sau calificat. De asemenea, avem serviciile de încredere menționate ca instituții noi, care vor reprezenta servicii electronice prestate în schimbul unei remunerații care constă din una sau cumulativ următoarele activități. Deci acestea vor consta în crearea, verificarea și validarea semnăturilor sau a sigiliilor electronice sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a certificatelor aferente acestor servicii. Vor consta în crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unei pagini web și vor consta în păstrarea semnăturilor electronice sau a sigiliilor electronice sau certificatelor aferente serviciilor respective, ori urmează a fi introduse și modificări cu privire la modul de arhivare a documentelor electronice. În acest sens, din câte am discutat cu reprezentanții Agenției Naționale ale Arhivelor, urmează a fi introduse și modificări cu privire la modul de arhivare a documentelor, ori documentele electronice, fiind așa o inovație pentru antreprenori, urmează a fi supuse și ele arhivării și păstrării și în caz de necesitatea utilizării ulterioare. O instituție destul de importantă ar fi și marca temporală electronică, care vor reprezenta datele în format electronic, care leagă alte date în formă electronică de un anumit moment, stabilind dovezi că datele din urmă au existat la momentul respectiv. Marca se va considera calificată numai dacă aceasta va asigura o legătură între dată și oră și alte date, astfel încât să excludă în mod rezonabil pentru observatorii terți, în mod rezonabil posibilitatea că datele să fie modificate sau că acest lucru să fie detectat. Aceasta se bazează pe o sursă de timp exactă, legată de ora universală coordonată, ceea ce este aplicată semnătura electronică calificată sau sigiliul electronic calificat al prestatorului serviciilor de încredere sau semnătura electronică avansată sau sigiliul avansat al prestatorului de serviciu de încredere calificat dintr-un stat terț, în cazul în care se va procede totuși la procesul de recunoaștere reciprocă. Din câte am înțeles din discuțiile cu autoritățile statului, la moment se duc tratative în special cu cele din Ucraina, respectiv cel mai probabil primul stat care va beneficia de recunoaștere reciprocă vor fi semnăturile electronice emise de autoritățile din Ucraina. Deci cam așa arată schema cu privire la aplicarea mărcilor temporale. Deci vom avea nevoie de un utilizator, de cererea cu privire la aplicarea mărcii și de un server care va fi conectat la o sursă de timp alocat, așa mod ca acesta să poată aplica direct marca temporală direct pe documentul sau conținutul solicitat. Deci, după cum am menționat, semnătura electronică simplă nu va mai exista, nu mai există din 10 decembrie 2022, și utilizatorii vor putea aplica doar semnături electronice avansate sau calificate. Deci toate cele documente în format PDF cu aplicarea unor semnături sau schimburi de e-mail, în cazul în care părțile au agreat pentru un acord și puteau face schimburi de e-mail-uri și acestea puteau fi considerate ca semnături electronice simple, nu vor mai putea fi posibile, deci vor trebui fi aplicate doar semnături electronice avansate sau calificate. Deci diferența acestora este că cele avansate fac trimitere exclusiv la titular, permit identificarea acestuia, sunt create utilizând date de creare a semnăturilor electronice sau utilizând date de creare a sigiliilor pe care semnătarul sau creatorul sigiliului le poate utiliza cu un nivel sporit de încredere și exclusiv sub controlul acestuia. Și acestea sunt legate de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară a acestora poate fi detectată de către terții care sunt împuterniciți. Diferența sau suplimentul semnăturilor electronice calificate este că
acestea întrunesc toate cerințele semnăturilor și CGV-urilor electronice avansate, însă suplimentar acestea se bazează pe un certificat calificat al cheii publice, emis de un prestator de servicii de încredere calificat anume, și se creează prin intermediul dispozitivului de creare a semnăturilor electronice sau a sigiliilor electronice și se verifică cu ajutorul dispozitivului de verificare care dispune de confirmarea corespunderii cu cerințele prevăzute de noua lege numărul 124. Deci, diferența dintre aceste două ar fi că document în ce ține de probare față de piețe ar fi că documentul electronic semnat cu alt tip de semnătură electronică decât cea calificată este asimilat după efectele sale cu documentul similar pe suport hârtie semnat cu semnătură holografă, adică simplă, doar în cazurile stabilite expres de acte normative sau de acorduri părților, pe când documentul semnat cu semnătură electronică calificată este asimilat după efectele acestea cu documentul similar pe suport de hârtie semnat cu semnătură holografă din start, adică fără a avea nevoie de un act normativ sau de un acord al părților în acest sens. Deci, în continuare, rămân interdicțiile cu privire la neadmiterea utilizării semnăturii electronice avansate și a sigiliului electronic avansat în cazul aplicării asupra documentelor electronice ce conțin informația atribuită la secret de stat. Ca excepție, aici se va admite semnarea documentelor electronice ce conțin secret de stat, doar în cazul persoanelor ale căror identitate și calitate constituie secret de stat din cadrul serviciilor de informație și securitate al Centrului Național Anticorupție sau Ministerului Afacerilor Interne cu privire la circulația electronică a documentelor din cadrul acestora. Și a doua interdicție ar fi că nu se va admite utilizarea semnăturii electronice avansate și a sigiliului electronic avansat pentru aplicarea pe documentele electronice în raporturile juridice ale persoanelor juridice de drept public, adică ale autorităților publice, cu persoanele fizice și cu persoanele juridice de drept privat, adică în interacțiunea dintre aceștia se va admite doar semnătura electronică avansată calificată și sigiliul electronic avansat calificat. În continuare, prestatorii, după cum am menționat anterior și colega noastră Iana Chiaburu, semnăturile electronice vor putea fi în continuare obținute de la Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, prestatorii de telefonie mobilă Orange sau Molcel, de la Agenții Servicii Publice, de la aceasta poate fi obținut inclusiv buletinul electronic, sau de la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Deci, ca o inovație care sperăm că anul acesta totuși va putea fi definitivată și implementată, este aplicația mobilă MobiSign, elaborată și care de către Agenția de Guvernare Electronică și care la moment se află la aprobarea Serviciului de Informații și Securitate. Deci această aplicație vine ca un suport din partea statului în ceea ce ține de costuri, respectiv acele costuri care le plătim prestatorilor de servicii de încredere, mai nou numiți, pentru semnătură electronică sau operatorilor de telefonie mobilă, acea sumă pentru 10 sau mai multe semnături electronice, în cazul MobiSign-ului va fi gratuită. Deci acesta este un mecanism absolut sigur și garantat cu privire la mecanismele de securitate. Acesta este gratuit la înregistrare, precum și la prelungire. Acesta va putea fi descărcat direct pe orice smartphone și acesta nu va crea impedimente pentru folosirea pe același dispozitiv a serviciilor de semnătură mobilă furnizate de operatorii de telefonie mobilă. Deci acesta va putea fi folosit utilizând o altă semnătură electronică în caz că deja o dețineți, fără necesitatea prezenței fizice, astfel va fi nevoie să selectați o modalitate de înregistrare cu ajutorul alte semnături electronice, iar după semnare se va scana și accesa direct codul QR generat și va trebui doar să urmați instrucțiunile pentru confirmarea denumirii dispozitivului mobil, precum și introducerea codului PIN și activarea biometriei pentru autentificare. O altă metodă, în cazul în care nu dispuneți de
semnătură electronică și aceasta va fi prima obținere a semnăturii electronice, va fi să vizitați un centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice sau pentru cetățenii din diaspora sau afacerile care temporar nu se află în Republica Moldova, să vizitați o misiune diplomatică și acolo veți prezenta un act de identitate registratorului pentru a vi se valida identitatea. După confirmarea semnării și cererii, veți scana de asemenea codul QR de pe cerere și veți urma instrucțiunile pentru confirmarea denumirii dispozitivului mobil și introducerea codului PIN. Deci procedura ulterioară este identică cu ca și în prima variantă. Deci în ambele cazuri MobiSign va finaliza procesul prin generarea câte o pereche de chei pentru autentificare și semnare și împărțirea chei private în două părți, cu salvarea unei părți a chei în dispozitivul utilizatorului în formă criptată cu ajutorul codului PIN sau a biometriei și transmiterea spre înregistrarea celelalte părți a chei la prestatorul de servicii de certificare care va emite certificatul corespunzător cu privire la semnătura electronică. Deci, în urma aprobării noi legi, prestatorii care deja sunt acreditați vor fi nevoiți să solicite acreditare repetată în condițiile noi legi, inclusiv operatorii de telefonie mobilă, pentru a continua activitatea de prestare a serviciilor de certificare. Legea prevede că acest termen va fi de 18 luni, respectiv în acest termen toți prestatorii urmează să proceadă la o nouă procedură de acreditare pentru a putea în continuare să emită solicitanților semnătura electronică. Cu aceasta eu aș vrea să vă spun mulțumesc pentru interacțiunea de până acum și suntem dispuși să vă răspundem la orice întrebări legate de prezentările de până acum. Într-adevăr, Natalia, foarte folositor, mai ales ultima mențiune despre MobiSign. În discuțiile pe care le aveam cu reprezentanții AGEUR-ului, Agenție pentru Guvernare Electronică, dumnealor pregăteau această aplicație gratuită de semnătură electronică încă de anul trecut. Deci ei promiteau că anul ăsta va fi gata, deci nu va mai trebui într-adevăr să obținem semnătură electronică de la agenții autorizați de stat, de exemplu, operatorii de telefonie mobilă, dar vom putea pur și simplu downloada de pe App Store sau Google Store această aplicație, e gratuit, semna și ne folosi de toate serviciile disponibile pe care statul le pune la dispoziție. Acum am ajuns în ultima parte a agendei, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Noi, de fapt, am fost foarte activi prin intermediul Q&A-ului, deci instrumentului de întrebări și răspunsuri pe Zoom. Aveam aproximativ 20 de intervenții și răspunsuri, 17 da răspunsuri. Dacă mai sunt persoane care vor să intervină, vă rugăm și vă încurajăm să o faceți, fie comentarii, fie sugestii, poate de îmbunătățirea interacțiunii pe viitor. Vă rugăm să o faceți. Noi avem 10 minute alocate pentru această interacțiune. Eu, până aveam vreo intervenție, o să profit de ocazie să vă reamintesc ceea ce a menționat și doamna Bridget Zoller la început, că în zilele următoare urmează să fie lansat a doilea newsletter, adică buletin informativ, cu informații din domeniul juridic și regulatoriu, relevant pentru IMM-uri. Acolo veți putea studia și eventual face întrebări, scrie întrebări de follow-up către noi. Pe platforma Ghidul Afacerii veți găsi mai multe resurse utile, inclusiv modele de documente pentru care pot fi aplicate în afacerea dumneavoastră de zi cu zi. Mai nou a fost lansat și un instrument de asistență interactivă gratuită, unde dumneavoastră puteți pune întrebări. Deci acel instrument a fost lansat în legătură cu proiectul de susținere a cetățenilor și business-urilor ucrainene. Dar dacă aveți întrebări în legătură cu acest domeniu de activitate, de exemplu, care ar fi procedura de angajare a persoanelor din Ucraina
Vă încurajăm să adresați întrebările acestea prin intermediul chatbox-ului. Și poate eu am să profit de ocazie, pentru că nu văd intervenții mâini ridicate, să arăt chiar concret cum puteți să adresați aceste întrebări. Deci voi face share la platformă. Așa. Deci, așa, aceasta este ghidul afacerii, platforma despre care spuneam la început, că a fost lansat cu suportul Beardului în septembrie 2021. Acestea sunt cele 6 module în prejurul căruia platforma a fost structurată. Ele țin începând cu dezvoltarea strategiei de afaceri până la restructurarea și aspecte de insolvabilitate a unei afaceri. Aici sunt studii de caz care sunt menționate în cele 6 module care le-am arătat un pic mai devreme. Și platforma de chatbox despre care spuneam poate fi găsită la informații importante, la rubrica Frequently Asked Questions, FAQ, întrebări frecvente. Și aici au fost structurate cele mai frecvente întrebări primite de la, de la business-urile și cetățenii ucraineni. Acum, la sfârșitul acestei pagini există și acest, cum spuneam, chat box, unde puteți să expediați întrebarea dumneavoastră și noi o vom răspunde cu plăcere. Pe viitor, pentru a fi la curent cu întrebările, cu noutățile noastre, puteți urmăriți acest rubrica știri, unde noi avem informații despre toate evenimentele care sunt în viitor și evenimentele care au avut loc până acum. De exemplu, primul buletin informativ îl puteți găsi aici. Iar următorul, cum spuneam, o să fie în zilele ce urmează. Așa. Am mai văzut că am primit câteva întrebări. Așa. Întrebare legată de MobiSign. În caz de schimbare depozitivului, cum se va reinstala certificatul? E o întrebare destul de tehnică, care cel puțin la etapa asta pe mine mă depășește. Bănuiesc că va fi cumva securizat din punct de vedere tehnic această tranziție, dar doamna Doțu, nu știu să vă răspund la această etapă. Cert este că nici nu a fost încă lansată aplicația MobiSign și probabil Agenția de Guvernare Electronică ține cont de asta. Dar eu sunt în contact cu reprezentanții dumneavoastră și știți că am să adresez chiar întrebarea asta și poate la viitorul webinar, dacă va fi lansată aplicația, o să o tratăm. Și a doua, din la doamna Surdu Natalia, în ce măsură în instanțele de judecată sunt acceptate documente, contracte, acte de verificare semnate cu semnătură electronică avansată? Așa. Dan, dacă pot să intervin eu? Da, te rog, Natalia. Ele obligatoriu urmează să fie acceptate de către orice instanță și rugăm să contracărați orice abuz din partea cancelariilor sau a judecătorilor, grefierilor, deoarece orice document semnat cu semnătură electronică avansată, calificată sau mai nou cu sigiliul electronic avansat, calificat, urmează a fi corelat aceluiași document semnat cu semnătură holografă în format hârtie. Respectiv, instanțele ar trebui, ține cred că de percepția autorităților și a instanțelor cu privire la interoperabilitatea și modul de recepționare acestor documente, însă din moment ce au fost depuse, partea reclamantă sau partea părâtă care s-a adresat cu aceste acte, își asumă răspunderea pentru veridicitatea acestor acte care, nemijlocit, pot fi verificate chiar și de către instanță pe portalul
guvernamentală cu privire la semnătura electronică și respectiv se pot convinge de autenticitatea acestora. Mulțumesc, Natalia. Doar ca să completez, în codul contravențional, începând cu anul trecut, deci deja un an de zile, este o contravenție care se examinează de către CNA, deci orice funcționar public, reprezentat al statului, care refuză să interacționeze sau să accepte semnătura electronică, este pasibil de sancțiune contravențională. Adică, cu alte cuvinte, dacă vă ciocniți cu astfel de reticență de a accepta documentele electronice din partea reprezentanților statului, inclusiv reprezentanții instanțelor judecate, grefier, oricine altcineva care nu vrea să primească cereri, puteți depune plângere la CNA și acești funcționari se sancționează, deci care refuză, se sancționează cu, mi se pare, cu amendă de până la 5.000 de lei. Dar sancțiunile repetate sunt, desigur, că mult mai mari. Deci dacă parcursul unui an repetat se refuză, nu doar unei singuri persoane, dar mai multor persoane separate se refuză, atunci pot fi supuse sancțiuni. Vă rog să vă simțiți liber să interveniți cu, cum spuneam, cu comentarii, inclusiv dacă a fost folositor sau nu acest webinar, cu sugestii de îmbunătățire. Aceasta o puteți face prin ridicarea mâinii și noi vă dăm drepturi de acces și de intervenții. Mai avem 3 minute, 2 din timpul dedicat acestui eveniment. Mulțumim încă o dată tuturor, pentru că a fost, de fapt, o rată de retenție destul de mare. Suntem încă aproximativ 120 de participanți în acest și audiență peste 100 în acest webinar. Mulțumesc, o să profit eu de ocazie să mulțumesc doamnei Victoria Belous, că a fost cu noi pe parcursul întregului webinar. Înțelegem în capacitatea funcției pe care o ocupați, că este dificil să faceți timp, dar apreciem foarte mult că ați fost cu noi și ați răspuns la întrebări. Mulțumesc mult doamnei Liliana Busuioc, care ne-a prezentat avantajele și cum a evoluat, de fapt, AIM-ul pe parcursul acestui timp. Și pot să vă confirm că AIM-ul chiar este un jucător activ, deci participăm ca și noi ca și birou în proiectele de modificare a legislației inițiate de Ministerul Economiei și vedem desori activitatea AIM-ului. Mulțumim doamnei Catherine Bridge Zoller, care a fost prezent cu noi la webinar, care ne-a inspirat și ne susține în continuare cu această platformă. Domnului Vlad Șuleanschi, de asemenea, care a fost angrenat parcursul webinarului și a răspuns la întrebări. Dacă mai vrea poate cineva să intervină, eu vă rog, din paneliști sau din audiență. Dacă nu, atunci... Da, doamna Busuioc, vă rog. Da, eu vreau să vă mulțumesc tare frumos pentru munca pe care o faceți. Eu cred că este foarte important să existe o sinergie între toți participanții care muncesc pentru dezvoltarea ecosistemului, pentru business-ul mic și mijlociu. Eu cred că asta are un impact foarte mare și cât mai mulți jucători o să fie care o să ajute antreprenorii să înțeleagă cadrul legal, schimbările care au impact asupra lor, cu cât mai echipați și mai informați o să fie antreprenorii noștri, noi sperăm că atât mai ușor o să fie să facă business pentru ei. Pe de altă parte, pentru noi ca mediu asociativ, ca organizații de sport în afaceri, ca partenerii de dezvoltare care sunt astăzi alături BRD-ul, inclusiv și autoritățile, este foarte important să înțelegem care sunt acele provocări cu care se confruntă, pentru că putem să-i reprezentăm și să pledăm pentru acele schimbări care să le ușureze activitatea. Și pe această cale eu vreau să le urez mare, mare succes la toți antreprenorii care sunt astăzi prezenți aici, în anul care vine, să le doresc să-și dezvolte afacerea, se poate progresa, se poate evalua și împreună noi o să depunem toate eforturile ca să le fim alături în acest parcurs. Mulțumim mult, doamna Busuioc. Da, noi ne vedem la următorul webinar, care o să fie în aprilie undeva, deci, cum spuneam, seria de webinare continuă.
newsletter-ul va ieși, buletinul informativ va ieși în curând. Domnul Krapivka Igor, salutări! Mulțumim că ați fost alături de noi și data aceasta. Sunteți un participant activ, ținem minte. Așa, mai verific o dată dacă nu sunt mâini ridicate. Nu? Bine, mulțumim mult tuturor și ne vedem data viitoare. Numai bine până atunci. Mulțumim frumos și la revedere!